Aceasta este o ceapă. Bine că ne-ai zis, că nu știam. Cineva că m-am schimbat, de-aia fac și episodul ăsta. A zis cineva că m-am schimbat, nu mai sunt ca înainte. Sunt aproape identic ca înainte. Nu știu ce vede el schimbat. Sunt aproape identic, poate puțin mai bun. Spuneți voi în comentarii ce naiba vede el schimbat. Uitați-vă până și fața. E aproape ca fața din 2013. Adică, come on, totul este la fel. Cum poți să-mi spui că s-a schimbat chestii când totul este la fel? Am și fața la fel, dacă stau așa, uitați. Aproape sunt la fel. Spuneți voi diferența în comentarii între 2013 aici și 2022. În afară de barbă, care și barba o am, bă. Mi-a plecat părul de aici. Dacă îmi fac părul așa, sunt aproape la fel, băieți. Și nu puteți să spuneți că m-am schimbat, că X-Lader te-ai schimbat numai și ca înainte. Mi-a zis cineva în comentarii că să-mi revin. Uitați-vă, sunt la fel. Adică și până și vorbele. Este că vă voi ruga pe voi să-mi adresați câte o întrebare. Este Eu. Vorba de un Q&A. Voi îmi veți adresa câte o întrebare. Te-ai încurcat acolo. Salut la toată lumea, numele meu este X-Lader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, deoarece am ceva foarte, foarte special pentru voi și anume s-au făcut 10 ani de la postarea primului meu vlog pe YouTube, adică 10 ani, come on, au trecut 10 ani de când eu postez vlog pe YouTube și fac YouTube, așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru acești 10 ani și sper să facem o grămadă de like-uri. Am aici câteva vloguri pe care trebuie să le vizionăm. Unele dintre ele sunt private, adică nimeni nu le mai poate vedea, sunt secrete și nu le-ați văzut niciodată pentru că nu le-am postat sau poate n-au avut multă audiență. Așa că haideți să începem și noi. Acesta este primul meu vlog. Vreau să vă spun ceva. Atunci, în urmă cu 10 ani, aveam mai multe vizite decât acum. Pentru că algoritmul ăsta nu mă încurajează deloc pe mine și nu-mi dă nici măcar suggested sau așa ceva. O să fac un video despre asta dacă vreți să spuneți, dacă vreți să aflați ce se întâmplă cu canalul meu de fapt. Ok, vedem aici, avem răspunsuri Q&A, e postat în 2014. Bine, mai am și alte vloguri mai vechi, dar vreau să încep cu ăsta pentru că nu prea l-am mai arătat până episoade. Avem 6800 de like-uri. Bă, dacă acum putem să facem mai mult de 6800 de like-uri, vedeți aici jos, îmi dau și un like. Avem 6800 de like-uri în 2014, după cum vedeți aici, și acum nu mai fac nici 3000. Bravo YouTube, bravo, s-a schimbat mult YouTube-ul. Hai să vedem primul meu vlog, hai să reacționăm la primul meu vlog. Ia! Salutare de dorore, Stix Slater, și bine v-am găsit la episodul cu... Aici, vlogul ăsta, să fiu sincer cu voi, a fost postat în 2014. Uite, vă arăt aici, 2014. Câți ani au trecut de atunci? 2014? 8 ani? Cam 8 ani au trecut. Dacă nu chiar 9 ani. Dar am și vloguri vechi de 10 ani care urmează să le vedeți. Ia! Fiți atenți aici. De la Q&A-ul adresat de duminica trecută. Înainte să începem acest episod. Ce pot să observ aici? Că aveam un cap imens. După cum vedeți cât capul am, zici că am o... Zici că sunt o minge cu ochi. De ce aveam capul așa? De ce eram tuns așa? Naiba știe, era 2014, naiba știe ce făceam atunci, nu mai țin minte. Și ce era freza asta? Probabil nu aveam un frizer, asta e singura explicație bună. Altfel, nu știu, acum uitați-o cum mă fac grop aici pe cap, nebunii. Ia! Dacă doriți în continuare episoade cu Q&A la 80.000 de abonați, 90.000 de abonați sau un rond cu camera mea... La un rond cu camera? Cum adică un rond cu camera mea? Apăsați butonul de like și sper că putem strânge 2000 de like-uri la acest episod epic și senzațional. Nu ezitați să apăsați butonul de like pentru că acest episod îmi ia mai mult din timp. Ok, X-Lader. Scuzați fața mea, e un pic mai obosită deoarece. Aoleu, aoleu, doamne, luați-mă de aici că mor de râs, scuzați fața mea, te dă mai tare un pic, ia. Și am stat și am jucat până la... dimineața, deci hai să... Am stat și am jucat până la 5 dimineața. Aoleu, bă, ce sunt nebun, bă, și eu. Întrebările vor apărea pe aici, pe sus, pe undeva. Ia să vă știu ce întrebări. Pe aici, pe sus. Haideți să începem cu prima întrebare.
stresată lui Slader. Acest episod va avea 10 minute maxim, deoarece nu vreau să-l fac. 10 minute maxim de episod, are 19 minute aproape, după cum vedeți aici, 19 minute jos, insane. Bă, eram nebun rău de tot atunci, bă, nu știu ce să zic, nu știu câți aveam 18-19 ani, nu mai știu. 200 de minute, următorul episod de Q&A poate va fi cât de curând, depinde de suportul vostru, deci iubesc să văd când dați like-uri și comentarii și tot felul de nebunii. De ce oare făceam așa? Deci nu înțeleg. Bă, trebuie să-mi spuneți în comentarii de ce oare făceam așa? Eram nebună, eram să râdă pe fix. Ia, mai vreau să mă văd o dată. Episod de Q&A poate va fi cu de curând, depinde de suportul vostru. Ia uitați-vă deci, puțin la fața mea. Să văd când dați like-uri și comentarii și tot felul de nebunii pe acolo pe canal. Și urăsc să văd când nu apar like-uri și când nu apar comentarii și când nu văd. Ia uite ce vă spune Xlader din 2014. Acum 8 ani, iau ce vă spune. Ascultați că spune bine. Portul vostru e ca și cum aș munci degeaba. Hai să începem cu prima întrebare. Ia să vedeți cum e prima întrebare. Prima întrebare sună cam așa. Stați puțin să-mi setez eu pe aici. Băi, ce am live editing aici. 21 de ani. Și mai mă întreabă el acolo dacă sunt fanii Rafael. Același lucru m-a întrebat și Rafael. Da, sunt fanii Rafael, am dat subscribe. Iau! Este cel mai tare YouTuber din România. Glumesc, cu siguranță este unul dintre cei mai buni YouTuberi. Vedeți, bă, că știam, vedeți că știam. Apropo, ce se ține de treabă și știam. Depune destul de multă seriozitate. Trecem la întrebarea cu numărul 2. Un alt subscriber. Bă, da, olele, i-am prea mult. Câți ani ai? Am răspuns 21 de ani. Dar de GTA 5 am avut eu ceva probleme cu YouTube-ul. S-au rezolvat într-un final contul meu. Da, s-au rezolvat, mi-a dat strike ăștia de la Google pe GTA, pe gameplay, bă, frate, bă. Două strike-uri, să mă închidă canalul. Dar nu postez foarte mult GTA 5 pentru că voi nu vă uitați foarte mult. Deci ar fi urât să postez câte 2-3 episoade pe zi și doar 1000 de oameni să vizioneze. Băieți, ați înțeles în mare parte ce este aici. Vreau să trec la un alt vlog al meu, un vlog mai întunecat, pe care vi l-am mai arătat eu acum câțiva ani, nu mai știu, am mai făcut o reacție. Zici că ești piept de ușă. Uai, lele, ce vloguri făceam, nu vine să cred. Avem aici vlogul meu preferat, pur și simplu. Vlogul meu preferat, pur și simplu, all time. Mai e unul, dar ăla e secret. Ups, nu v-am văzut acolo. Nu v-am văzut acolo. Salutare tuturor, Stick Slader, și bine v-am găsit la un 2015, după cum vedeți. Mai exact, provocarea săptămânii. Și astăzi o să ne torturăm. Hai să vedem provocarea săptămânii. Asta a fost nebunie curată. Vreau direct acolo să mă uit. Să ceapa. Tura. Ia. Mi-e ia păza. N-am nici curare așa. Deci hai să încep prima mușcătură. Ia. Hop, ia uite-l mă. Bine, Xlader din 2015. Aceasta este o ceapă. Bine că ne-ai zis, că nu știam. Ia, vreau să văd asta, Acum, fiți atenți aici. Ce face Xlader în 2015? Deci este foarte iute. Mamă, ce-aș da mai tare să auzi, să o mestec. ASMR cu ceapă aia. Să înceapă jos. Și avem apă minerală. Xlader aici din 2015 tocmai a dezvăluit secretul vieții, apa. Băi, nene, bă. Ce cuvinte, cum ar veni înțelepte. Ce freză aveam, uitați aici freză. Nu știu dacă am trișat sau nu, dar nu pot să mănânci așa ceva fără apă minerală. Wow. Uai, lele, uitați-vă la mine. Și rușine, băieți. Mamă, mă, ai încercat. Camera. Mother. E nebunie curată ce se întâmplă. Nebunie pur și simplu.
Oh, what? I'm done. Nu pot să mănânc. Vine să vărs. Doamne. Nu mai am multă, am mâncat-o pe toată. Tare rău. X-Lader din 2015 era mult mai tare decât acum, pentru că nu ne mai permite YouTube-ul să facem chestii de-astea și nici nu mai sunt așa de nebun ca la vârsta aia. Aveam în jur de 18, 19, 20 de ani, nu mai țin minte vârsta exactă. Ia uite-l, bă! Vedem ce putem face aici. Ăsta e X-Lader, băieți! Să alegem modul. Ăsta e X-Lader, primul videoclip cu facecam al meu. Uitați-vă și voi. Aveam căști la Razer, eu mai știu cum se numesc astea. Razer Kraken, cred că se numesc, dacă nu mă înșel. Șmecher erau căștile, la vremea aia era ceva wow să ai căștile pentru că le promova PewDiePie. Avem tricou la 50 de lei de buget și un setup de gaming la un perete. Acolo era un colț, stăteam eu pe scaun. Hai să vedem, ia. Ce jucător? Ia uite aici. Hai, curvo, ia bătaia. Bine, X-Lader, da, pe YouTube. Da, curvo. Oh, cu cine crezi tu că joci, curvo, aici? Asta dacă ai 3 degete la o mână, 4 mâini, crezi că poți bate? Bă. Eu nu știu creierul. Trebuie să vă arăt acest episod. Uitați-vă și voi aici. Acest episod este privat și a fost postat pe 2013, deci aproape 10 ani de la primul episod cu facecam. Eu mai am episoade, dar sunt ascunse, unele sunt în engleză, nu înțelegeți nimic ce s-a întâmplat. Dar îl avem pe ăsta în 2013 aici, după cum vedeți. Puai de capul meu, iunie 2013, voi vă dați seama câți ani au trecut. Ce mă jucam eu aici? Serios? Ia de aici! Ia! Promit că o să fie o victorie flawless. O, nebunu! Ia-o ușor! Treci pe apă minerală, că-ți face rău sucul. Ia-o, check wise! Oh, alo! Să nu mă bată și data asta, pierd meciul. Bă, nebunie, mă bat de râs. Oh my god! Ia, vreau să mai auzi cuvinte. O, nebunu! Vreau să mai auzi cuvinte. E nebun, Scorpion. Ia! A pe voi să-mi adresați câte o întrebare. Este eu. Vorba de un Q&A. Voi îmi veți adresa câte o întrebare. Te-ai încurcat acolo. Împreună cu acea întrebare veți lăsa și un like. Iar eu voi încerca într-un episod de sâmbăta viitoare să postez videoclipul cu întrebările voastre. Sper să fie întrebări eu. Cât mai multe. Lăsați întrebări cât mai multe. Ca și jersiu aveam pe mine. Sau la ce răspunde. Voi face un videoclip de 7, 8, 9, 10 minute maxim, în care voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări. Deci dacă aveți o întrebare, nu ezitați să răspund, nu ezitați să o adresați în comentarii, pentru că mă voi uita și de genul, pentru că voi... Da. Băieți, aici încheie și noi episodul, pentru că nu știu dacă vă uitați sau nu. Sperăm că vă place reacția asta. Ia uite-l, păi, vă salută X-Lader din 2013, care avea mai multe like-uri și vizionări decât acum. La revedere și...